Se poate auzi, gretura este adâncă, este trecută de stratul de lac. Deci, tot ce agață la unghie nu va ieși niciodată la polish. Da? Deci, dacă vă duceți și faceți, vreți să-i faceți polish la o asemenea zgretură, nu are ce să vă facă. Mai are încă una foarte fină pe aici, este puțin mai mică asta, ce a fost griată cu bicicleta. Mașina, proprietarul nu vrea să revopsească elementul, deoarece mașina este nouă, așa că îl vom ajuta pe cât posibil. Vom umple zgârietura, îi vom da două straturi de vopsea, o vom scoate la nivel, apoi o vom puncta cu lac și o vom polișa, să-i dăm drumul. Am acoperit zgârietura cu prima mână de vopsea. Bineînțeles, nu va rămâne așa. Acum o lăsăm undeva la 20-25 de minute, o voi lăsa eu, pentru a se usca, după care mai dăm încă un strat și vă voi arăta după cum voi proceda eu. Bineînțeles că nu va rămâne așa, repet. Între timp, până se usucă vopseaua, eu voi face și un mic retuș aici, la aripioara asta de la bară. A fost umplută, făcută din nou, iar acum voi face un retuș, o vom vopsi. Proprietarul și-a cumpărat deja un spray la culoare și a făcut un spray la culoare, spray cu care vom face retușul și vă voi arăta exact cum voi proceda eu. Au trecut cele 20 de minute, 25, voi da a doua mână, voi umple zgârietura cu a doua mână. Ne asigurăm că zgârietura este umplută, este plină, da? O lăsăm din nou să se usuce. După care revenim la ea. Și o să vă arăt pasul următor. Vom continua la aripioară până când se usucă vopseaua. Am luat o hârtie de apă de 2000 cu care voi mătui zona asta. Nu foarte mult, doar cât să prindă vopseaua.
ștergem cu o cârpă, după care vom sufla cu compresorul de aer. Vom mai izola și partea de aici mult mai bine, plus partea de sus, pentru a nu gaza bara, după care ne apucăm de treabă. Eu am izolat deja bara și pe partea de jos și în partea de sus. Va fi oricum un retuș foarte mic aici făcut pe zona asta. Agităm foarte bine spray-ul. Încă un lucru. În mod normal, retușul ăsta eu personal l-aș fi făcut la pistol, nu la spray. Dar proprietarul cumpărase deja spray-ul. Vroia să o facă singur în parcare, așa că am spus să-l fac totuși la garaj. Da, deci dacă nu aveți posibilitatea să faceți retușul la pistol, puteți să-l faceți și la spray. Rezultatele vor fi asemănătoare acum în funcție de experiența voastră. Deci, vedem. Degresăm zona înainte de a ne apuca de vopsit cu o lavetă antistatică. Iar acum ne vom apuca de pulverizat vopseaua. Primul strat îl vom da superficial. Cam atât. Lăsăm să se usuce. Voi aplica undeva la 3 straturi. Aici s-a întărit deja vopseaua, acum vom trece la pasul următor. Aceeași hârtie abrazivă de 2000 și vom nivela suprafața cu foarte mare grijă. Așa arată după. Acum zgârietura este la nivel. Nu mai avem nicio bordură. Asta de aici a fost, mai ales zona de aici, a fost foarte adâncă. S-a umplut, e la nivel. Aici la fel, aproape că deja nu se mai cunoaște, însă acum vom trece la pasul următor. Voi mixa câteva picături de lac cu întăritor, după care le vom aplica peste zgârietură. Nu mă aștept la un rezultat ca și când ar fi revopsită ușa, dar vom încerca să reducem pe cât posibil dauna. Vom lăsa lacul să se usuce
undeva la o oră, două. Vedem cum se prezintă după 2 ore. Revenim la el. Mai aplicăm și aici încă un strat. La fel, de la distanță, doar cât pulverizăm. Nu dăm mână plină, nu ne trebuie așa ceva. Acum s-a uscat vopseaua. Vom aplica și două mâini de lac. Lacul va fi dat tot la spray. După care îl vom lăsa la uscat și vom polișa toată zona asta de aici. Am mătuit zona cu hârtie de 2000. Nu am insistat foarte tare, nu insistați foarte tare, pentru că lacul a fost aplicat la spray, nu a fost aplicat un lac la pistol, un lac profesional. Deci nu voi insista foarte tare cu mătuitul, doar cât vom face pierderea. Acum vom polișa zona. Acum vom polișa zona. Nu vom da o turație foarte mare. Cam asta e rezultatul. Cam așa arată. Ce spuneți? A ieșit sau nu a ieșit? Lăsați în comentarii mai jos, având în vedere că este retușat la spray. Au trecut aproximativ 2 ore, 3 ore chiar. S-a uscat aici lacul. Vom trece la treabă pe partea asta la zgârietură. Vom lua în continuare cu hârtie de 2000. Puteți folosi și 3000, dar nu mai mică de 2000, 2000 jumate, 3000. Eu am să iau cu 3000, după care va fi polișată toată zona. Thank you.
Asta este rezultatul final. Nu este 100% perfect, așa cum am spus la început, dar nici nu se mai vede cum se vedea. Aici au dispărut toate zgârieturile, au fost mai superficiale. Și acum să trecem aici. Aici erau cele două zgârieturi. Se mai văd foarte puțin. Depinde din unghiul din care te uiți. Iar cea care a fost cea mai adâncă este aici. Este umplută, totul este la nivel, a fost dat lac pe deasupra. Deci va rămâne așa mult timp. Se poate vedea doar dacă ne uităm de aproape. Dacă ne îndepărtăm, se vede foarte, foarte puțin. Dacă considerați de folos videoclipul, lăsați un like, un coment și un subscribe acestui canal. Pe data viitoare!